Stimați compatrioți, în câteva minute vom lăsa în urmă anul 2014, un an plin de evenimente memorabile. Într-o conjunctură regională complicată, am avut reușite vrednice de ținut minte, asocierea politică și integrarea economică între Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și liberalizarea regimului de circulație în spațiul european. Aceste succese remarcabile pe plan extern au fost posibile datorită muncii de zi cu zi a fiecăruia dintre dumneavoastră, a climatului politic stabil din țara noastră și a încrederii de care ne bucurăm din partea partenerilor noștri occidentali. Suntem pe o cale bună și nu ne vom opri la jumătatea sa. Următorul pas este să cerem și să obținem o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Acordul de asociere va produce în anii care urmează importante rezultate economice și sociale, libertăți umane și beneficii de securitate. Pentru aceasta trebuie să rămânem uniți și mobilizați în determinarea noastră de a ne moderniza țara și instituțiile prin muncă și responsabilitate în exercitarea actului public. Acesta, din urmă, este unul din mesajele pe care electoratul l-a transmis clasei politice la recentul scrutin parlamentar de care noi, decidenții politici, suntem obligați să ținem cont. Noul guvern, care este așteptat în viitorul apropiat să preia funcțiile executive ale statului, va avea, printre altele, sarcina să reducă diferențele sociale și să acorde oamenilor cu puține șanse, mai multe șanse. Egalitatea de șanse și dreptatea socială sunt obiectivele noastre pentru anul 2015. Trebuie să ținem pasul cu vecinii noștri, România, care a înregistrat succese remarcabile în lupta cu corupția, și Ucraina, unde au loc ample reforme democratice și transformări instituționale. Și la noi trebuie rezolvate problemele din justiție și dezrădăcinată corupția. În paralel, vom continua lucrările de infrastructură pe care le desfășurăm împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, așa încât să îmbunătățim arterele rutiere, rețelele tehnice și clădirile de menire socială. Ne dorim cu toții un an rodnic din toate punctele de vedere, inclusiv în agricultură, în care în 2015 vor fi disponibile credite preferențiale și spre desfacerea produselor imensa piață europeană. Trebuie să valorificăm aceste și alte oportunități ca să revitalizăm economia și să creăm premise pentru reîncadrarea în câmpul muncii a cetățenilor care se întorc acasă din străinătate. Dragi prieteni, la cumpăna dintre ani, vă transmit tuturor un gând bun de sănătate și voie bună. Fie ca anul care vine să vă aducă bunăstare în casă și fericire. Dumnezeu să ne aibă în paza sa și să ne ocrotească. La mulți ani!